Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit și Hristos a înviat. Mă bucur să putem afirma acest lucru, acest adevăr esențial și transformator pentru umanitate. Astăzi nu vreau să vorbim nici despre referendumul din Turcia, unde președintele Erdogan și-a asumat puteri discreționare, merge spre rolul de sultan, a câștigat referendumul cu peste 51%, cu toate că voci din Turcia spun că, de fapt, cei care au votat împotriva extinderii puterilor președintelui erau într-un procent de 60%, dar lucrurile au fost schimbate, Dumnezeu știe ce a fost acolo. Președintele american, Donald Trump, l-a sunat și l-a felicitat pe Erdogan, are nevoie de susținerea Turciei. În Coreea de Nord lucrurile merg, se pare, chiar spre un război nuclear. Statele Unite se amenință reciproc cu Coreea de Nord, coreenii spun că vor declanșa un război nuclear. Lucrurile sunt foarte tulburi dincolo de Siria, dincolo de focarele de război de pe întreaga planetă, din Ucraina, care parcă nu se mai termină. Discutăm despre învierea Domnului Iisus Hristos. Suntem în preajma sărbătorilor de Paști. Stăm de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei. Mai întâi, cum au trecut Paștile la dumneavoastră? Dați-mi voie să vă adresez și eu, dumneavoastră, și radioascultătorilor salutul Hristos a înviat. Cred că nimic altceva nu unește întreaga suflare omenească așa cum unește salutul acesta Hristos a înviat. Și răspunsul evident adevărat a înviat, pentru că salutul acesta aduce lumină, aduce speranță și aduce o bucurie nețărmurită. În contextul evenimentelor politice pe care le-ați amintit, la care privim cu îngrijorare, sunt aceste focare de tensiune mai acute sau mai estompate, cred că vestea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos este o veste extraordinară. Pentru noi a fost o bucurie, pentru că ne-am reamintit despre învierea Domnului Iisus Hristos, am petrecut în familie, am fost implicat în slujirea, în biserică și chiar la radio, la postul Vocea Evangheliei Suceava. V-aș întreba, de ce credeți că Maria nu l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos până când i-a pronunțat numele? Deci până când s-a referit foarte concret la identitatea ei, cu toate că l-a cunoscut înainte de patima lui, înainte de moarte, de înviere, dar atunci când îl întâlnește, nu-l recunoaște până când Domnul îi spune pe nume. De asemenea, ucenicii pe drumul spre Emaus nu-l recunosc, vorbesc cu el și nu-l recunosc până în momentul când frânge pâinea, când unește cerul cu pământul, cum spunea Patapievici. De ce atunci când se referă la... ei nu-l recunosc până când Domnul Iisus Hristos nu face apel la identitatea lor? N-aș vrea să speculez și să brodez pe tăcerea Bibliei, dar și la Maria și la ucenici vedem aceeași reacție, că nu-l cunosc. Repet, nu vreau să speculez. Probabil era și dimineața de vreme, era și întristarea din inima Mariei, era suferința din inima ei, toate planurile ei erau prăbușite și în starea aceea probabil nu l-a recunoscut. Pentru că, dar ce este demn de apreciat și de remarcat este persistența și nerenunțarea, așa cum, din păcate, cei doi ucenici, Petru și Ioan, care au mers la mormânt și care au văzut mormântul gol și apoi au plecat. Din fericire, Maria rămâne și are privilegiul și bucuria ca Hristosul înviat să-i se arate primul ei. La fel și ucenicii, cei doi care mergeau spre Emaus, pentru că ei erau deprimați, erau dezamăgiți. Probabil parcă mergeau de povara și de responsabilitatea, de rușinea, cred că, pe care o resimțeau, de frustrarea pe care o trăiau și dacă i-am fi întrebat unde merg, practic n-ar fi spus că nici ei nu știu unde se duc. Probabil nu mai s-au dus ca să nu stea sub presiunea aceea teribilă care era. Dar în momentul când Domnul Iisus i-a rostit numele Mariei, a avut bucuria aceasta imensă să-l recunoască și acolo s-a închinat din toată inima. Mai există un aspect foarte interesant, spunea cineva, cele mai frumoase cuvinte pe care
vreodată un bărbat i le-a spus unei femei, au fost cele pe care Mântuitorul le-a spus Mariei: Marie, de ce plângi? Sunt cuvinte care sugerează ceva extraordinar. De ce plângi că eu sunt viu? Chiar nu credeai că sunt viu. Care credeți că este încărcătura, semnificația acestor cuvinte adresate Mariei? Acum, într-adevăr, ucenicii credeau, dar era o credință pur emoțională, cum de multe ori o avem și noi această credință. Vedem această atitudine și la Petru și la ceilalți ucenici. Dar Maria, într-adevăr, stând acolo, nu l-a recunoscut, realizează că este Mântuitorul când își aude numele rostit și aceeași voce cunoscută pe care a auzit de atâtea ori răsună în urechi și realizează că este Domnul Iisus Hristos cel înviat. Care este legătura cu identitatea noastră în Hristos? Domnul ne dă o identitate nouă. În Apocalipsa, capitolul 2, scrie: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Adică inclusiv numele noastre le lăsăm aici pe pământ. Nu va mai fi acolo nici Sfântul Gheorghe, nici Sfântul Vasile, niciun fel de... Și numele noastre rămân pe pământ. Primim un nume nou. Care este legătura cu identitatea noastră nouă în Hristos, în tot acest context al învierii Domnului? Odată cu învierea Domnului Iisus Hristos a apărut o nouă rasă de oameni, rasa cristică, rasa celor care formează trupul Domnului Iisus Hristos. Dacă noi am înțelege lucrul acesta și l-am crede din toată inima, atunci viața noastră ar fi cu totul alta. Viața noastră ar fi într-adevăr o viață schimbată din temelii într-un mod radical. Da, noi credem, noi afirmăm, poate este o credință rațională, sentimentală, dar dacă noi am crede lucrul acesta din toată inima, că avem o nouă identitate în Hristos și mai ales prin învierea Lui, atunci viața noastră ar fi cu totul alta. V-ați gândit vreodată la faptul că veți primi un nume nou? Ce nume nou v-ați dori să primiți? Sau ați fost vreodată tentat să vă gândiți că ar fi fost mai bine dacă părinții v-ar fi dat alt nume decât Ioan? Da, m-am gândit. În zona noastră, în Moldova, numele Ioan este un nume cunoscut, așa cum în Israel numele Maria era foarte cunoscut, numele Iosif de asemenea era foarte cunoscut. Da, nu m-am gândit la un nume nou, ceea ce este frumos totuși, din cuvântul lui Dumnezeu am înțeles că în împărăția lui Dumnezeu noi ne vom păstra un anumit specific național, un anumit mod de exprimare. Tocmai în diversitatea aceasta Dumnezeu ne va îmbina într-un mod armonios. Nu știu, nu m-am gândit la ce nume nou să-mi dea Dumnezeu. Important este că El ne-a schimbat viața și important este că vrea ca viața noastră să arate întotdeauna unui om înnoit, un om schimbat, un om transformat din temelii, un om care seamănă cu Domnul Iisus. Este foarte frumos pentru că după înviere și chiar aici în pasajul acesta cu Maria, Domnul Iisus, după ce îi adresează întrebarea de ce plângi, pe cine cauți, și la reacția Mariei, aceea de proșternere în fața lui, Mântuitorul cu gingășie și delicatețe spune: nu mă ținea căci nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Extraordinar de înălțătoare poziție ne pregătește Dumnezeu pentru copiii Lui, pentru cei care am crezut în jertfa Lui, pentru cei care trăim pe baza jertfei sau prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Rămânând în zona aceasta a identității, probabil că sunt ascultători care se gândesc că da, și-ar fi dorit poate un alt nume sau poate efectiv o viață nouă, efectiv tot ce a fost rău și trecutul să fie șters așa cu buretele și dintr-o dată să fie ceva nou. În Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, scrie căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Care este legătura între învierea lui Hristos și această înnoire a tuturor oamenilor? Da, învierea Domnului Iisus Hristos a realizat înnoirea aceasta. Acum, sunt două aspecte pe care eu le văd. Un aspect pozițional, relațional, acela pe care îl enunță Apostolul Pavel, cine este în Hristos este o făptură nouă. De altă parte, este aspectul acesta practic vieții care se realizează în noi în fiecare zi. Uneori fugim de trecutul nostru, dar nu reușim pentru că urmele trecutului uneori sunt cele care rămân în viața noastră. Și am să fiu mai concret. Un om care trăiește în păcat, păcatul lasă urme adânci în viața cuiva, lasă consecințe sau rămân consecințe, lasă urme adânci. Vestea măreață. Am un prieten care s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu i-a schimbat viața, este un om foarte credincios și foarte dedicat lui Dumnezeu, dar a avut probleme mari cu alcoolul înainte de întoarcerea la Dumnezeu. Și spunea, sunt iertat, relațiile sunt refăcute, absolut totul este nou, dar ficatul meu este praf. Asta vroiam să subliniez, pentru că păcatul lasă urme adânci, dar vestea măreață este aceasta, Dumnezeu înnoiește o viață, Dumnezeu o schimbă, dintr-un om bețiv a făcut un om care, un om nou, un om care aduce bani acasă, un om care nu mai consumă băuturi alcoolice, un om care nu mai trăiește în adulter, nu mai trăiește în minciună, nu mai trăiește în furt și în toate celelalte rele în care lumea în care trăim se complace și se bucură să trăiască în ele. Dar frumusețea este că pe lângă viața aceasta înnoită, Dumnezeu ne promite o viață nouă în Hristos, o eternitate împreună cu El. Spune Apostolul Ioan, Apostolul Dragostei, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El, dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El. Cred că am parafrazat un pic textul acesta pe care îl spune Apostolul Ioan. Perspectiva pe care o avem în Domnul Iisus Hristos este una glorioasă, eternă, strălucitoare, majestică și aceasta prin El, prin jertfa Lui. Dacă eu îmi însușesc și cred cu toată ființa mea în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și evident în învierea Lui. Mă gândeam, oare ce ar fi dacă ne-ar muri un prieten drag sau o rudă dragă și după 3 zile ar bate la ușă? Și am deschide ușa și să ne spună, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, pace ție, eu sunt. Oare cum am reacționat? Da, prima reacție ar fi o reacție șocantă. Am crede că e ceva, e vis, nu este realitate. Dacă privim la reacția ucenicilor și la atitudinea lor, nu este mult diferită de a noastră și mă refer la reacția lor și atitudinea lor înainte de înviere. Este absolut normală. Absolut normală. Să ne gândim la Apostolul Petru, chiar înainte când Domnul Iisus le-a spus că va trebui să mergem la Ierusalim, acolo Fiul omului va fi prins, va fi judecat, va fi condamnat. Petru, foarte grijuliu, îl ia deoparte și îi spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Chiar după suferințele Domnului Iisus Hristos, chiar după ce trupul Domnului Iisus a fost pus în mormânt, chiar după înviere, îl vedem pe Petru la un moment dat, și aceasta relatează Apostolul Ioan, le-a spus grupului de prieteni ucenici, mă duc să prind pește. Lucru frumos aici, că ucenicii i-au spus, Petre, mergem și noi cu tine. Te-am lăsat odată singur și ai comis greșeli, nu vrem să te mai lăsăm singuri. Ei, nu erau prea focalizați pe evenimentul acesta, dar încercau să rămână în cotidianul lor, în obișnuitul lor. Cred că, fiind din aceeași frământătură și noi, poate am crede așa, am admite la nivel rațional, dar când e vorba să ne trăim viața după acest adevăr, din păcate nu ne ridicăm la această înălțime. La finalul discuției noastre aș cita câteva cuvinte scrise de Cristian Boariu care spune 5.000 de bărbați au fost la înmulțirea pâinilor, apoi 70 trimiși, apoi 12 care mai rămân cu Domnul Iisus Hristos, 11 la finalul cinei,
3 în Ghețimani și 1 pe cruce. Ce înseamnă, de fapt, pentru omenire, crucea lui Hristos, răstignirea lui în locul nostru? În două cuvinte ar spune așa, crucea lui Hristos este axa care unește cerul cu pământul și axa care unește, ne unește pe noi oamenii. În contextul în care este atâta invidie, atâta răutate, atâta dușmănie, atâta ură, crucea lui Hristos vine și restabilește două relații. În primul rând, relația omului cu Dumnezeu, sau mai bine zis, a Dumnezeului cel viu cu omul păcătos creat de el, care s-a îndepărtat, care de 6.000 de ani tot fuge de Dumnezeul pe care l-a creat. Și apoi vine să restabilească relația dintre noi oamenii, relații normale, relații de pace, relații de dragoste, de bunătate, de acceptare, de toleranță, în sensul bun al cuvântului. Aceasta cred că este crucea lui Hristos. E axa care unește cerul cu pământul și inimile oamenilor între ele. Dacă am scoate învierea din creștinism, spunea George McDowell, creștinismul s-ar prăbuși pur și simplu. Învierea este stâlpul de bază al creștinismului. Este cheia de boltă a creștinismului, sigur că da. Cum pot ascultătorii noștri să beneficieze de învierea lui Hristos? Poate că sunt ascultători care se gândesc, și ce dacă? O altă sărbătoare, poate au mers la o biserică sau alta, poate au fost la o slujbă noaptea de înviere sau la o biserică duminica de Paști sau alte lucruri de genul acesta și spun, și ce dacă? Care este legătura între un fapt petrecut în urmă cu 2000 de ani, despre care poate unii nu sunt chiar siguri că chiar a avut loc sau nu, și un cetățean al anului 2017? Da, cel mai important lucru este cum mă raportez la Hristos, la Hristosul înviat. Aceasta este esența. Fiecare dintre noi trebuie aici să ajungem. Oricât de multe argumente am folosit și oricât de multe adevăruri am proclamat, acesta este adevărul unic și suprem în univers. Iisus Hristos a murit, a înviat. S-a înălțat la dreapta Tatălui și l-așteptăm să vină ca să își ia biserica, să-și ia mireasa acasă. Aceasta este esența învățăturii creștine. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii care doresc să participe, să se unească în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune de mulțumire, dar și de încredințare înaintea lui Dumnezeu și de a ruga pe Dumnezeu pentru cei care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Să facă acest lucru, să devină cetățeni ai cerului, să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tu care L-ai înviat pe Domnul Iisus din morți, prin puterea Ta nemărginită, îți aducem în aceste clipe mărire, îți aducem glorie, îți aducem laudă și ne închinăm înaintea Ta. Doamne, lăudăm puterea Ta cu care Tu L-ai înviat pe Domnul Iisus, lăudăm dragostea Ta cu care Tu L-ai trimis la noi. Doamne, e ziua aceasta de înviere, e o zi de viață nouă, viață pe care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Te rugăm în aceste momente să binecuvintezi fiecare ascultător. Dăruiește-i, Doamne, putere nouă din Tine. Ocrotește-i, Doamne, arată-le dragostea Ta încă o dată și ajută-ne să avem dragoste unii față de alții. Doamne, așa cum Tu L-ai înviat acum aproape 2000 de ani pe Domnul Iisus, așa Tu, în dragostea Ta, ne oferi fiecăruia puterea învierii. Ca să ne ridici din groapa păcatelor noastre, a viciilor noastre, a patimilor noastre ascunse, a răutății noastre, Doamne, Te rugăm, eliberează-ne. Te rugăm, Doamne, eliberează chiar acum, în momentul acesta, pe cei care au nevoie dintre noi care ne ascultă, Doamne. Dă-ne, Te rugăm, viață din viața Ta. Fă-i, Doamne, pe fiecare să înțeleagă că au nevoie să-și deschidă ființa pentru Tine, ca să Te primească pe Tine, Tu care ești dătătorul vieții, Tu care ești dătătorul luminii, Tu care poți să aduci într-o viață pângărită de păcat, să aduci curăție, să aduci bucurie. Doamne, în ziua aceasta de înviere, fă să fie învierea noastră, fă, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine și nu numai să ne apropiem, să rămânem în Tine, Doamne, pentru că Tu ești viu în vecii vecilor. Te rugăm, Doamne, să aduci bucurie în fiecare casă și în fiecare viață
și în bucurie, Doamne, în toți cei care ascultă emisiunea aceasta. Îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu, ești veșnic, ești înviat, îți aduce mărire, pentru că Tu ești Domnul Domnilor, ești Regele Regilor, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei, am discutat, am rămas în contextul învierii, pentru că probabil în mințile și în sufletele multora este încă fierbinte, este încă proaspătă această sărbătoare pe care am sărbat-o, cei care au sărbat-o în această duminică. Fie ca învierea lui Hristos să vă aducă la viață pe toți cei care n-ați experimentat încă o viață nouă, o făptură nouă în Hristos, o identitate nouă în Hristos. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!